Bună ziua așa, bună ziua ce veni! Ne revedem astăzi, 29 mai, pe final de lună floral. Zic așa cum spun și alte dată într-o zi frumoasă, pentru că zic frumoasă pentru că după multe zile de secete, Doamne, Doamne, dat ploaie și natura altfel se vede, și totul se vede mai frumos. Dar avem și astăzi un invitat deosebit, un invitat care ne-a mai calcat plagul nostru și ne calcă pragul, dar uh, calcă plagul și realizărilor uh, pe care le are la primărie. Le dorează pe primarul Comunei Gozanci, domnul Nicolae Mirun, un om uh, al faptelor, zicem noi, dar zice și dumneavoastră un om al faptelor. Bine ați la noi, domnule primar! Bine v-am găsit! Zic, uh, domnule primar, lucrul ăsta, așa cum... Uh, am văzut și la vecina dumneavoastră, la uh, Comuna Ipotești, așa zice dumneavoastră, dar Suceava nu și -a, n a reușit să facă centură. Uh, Bosanul și uh, Ipoteștiul au reușit să facă centuri și ies direct în European, fără a mai uh, trece prin Suceava. Da, uh, avem într-adevăr o intersecție cu DN2 sau E85 la cumpărătura. Acum obținem avizele pentru modernizarea acelei intersecții și se va fluidiza traficul înspre Falticeni și înspre Suceava. E, e intersecția aglomerată. Acum foarte mulți oameni utilizează acel drum al dumneavoastră de la Bosanci și da. chiar cred că cei de la drumul național trebuie să gândească acolo poate chiar inclusiv la un semn giratoriu, n-ar fi exclus. Că chiar, chiar este uh, utilizat. Da, uh, nu ne-au aprobat sens girator. Deci adică făcut demersuri. Da, am făcut demersuri, întrucât la studiu de trafic uh, nu au fost suficiente mașini deci în funcție de numărul de mașini care circulă pe o anumită perioadă, o zi, două, cât fac dumnealor studiu de trafic, deoarece drumul spre Moara, nu este circulat. A, e drumul care merge în acea rezervație, rezervația florală cea A, acolo. Da, spre Ponoare, Ponoare re da. rezervația floristică Ponoare. Da, 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 oricum degrevează foarte mult acel segment de drum al dumneavoastră, dacă tot veni vorba despre ceea ce este la, la, Bosanci. Cum este drumul la Bosanci acum, domnul primar? Mă refer la drumul acesta axial. S-a reușit să termine, nu? Uh, axialul este încă în lucru. În mare parte uh, s a realizat asfaltările. Uh, au mai fost câteva intervenții, nu știu, intenționat sau nu, pe zona Bosanciului. Uh... Ca să fac lucruri mai bine, să fie un lucru mai bine făcut. Da, uh, sperăm să fie un drum bun, dar am observat că undeva în zona Udeștiului, între Udești și Poieni, deja era deteriorat asfaltul în mare măsură. l fi pe ploaie? Probabil. Sau fi fost când era iarnă? Da. Domnul Rivar, uh, au mai trecut încă patru ani la primărie, uh, la primăria Bosanci, vrând nevrând este cred că pentru orice manager, ca să spun așa, așa cum un antreprenor la sfârșit de an își face un bilanț, face bilanț contabil, dar își face și un bilanț în mintea și în conștiința lui, vis a toate aspectele, cred că orice primar își face un bilanț la ceea ce a propus și ceea ce a realizat. Cum sunteți acum cu întâlnirea acestor promisiuni interioare pentru dumneavoastră. Nu mă refer la ceea ce ați promis în, la oameni în campanie, ci pentru dumneavoastră. Sunteți împliniți, sunteți mulțumit? Da, eu personal sunt mulțumit deoarece am dat tot ceea ce am putut să dau pentru bunul mers al dezvoltării comunității. Mi-am dat interesul să economisesc banii localității, să-i folosesc cu înțelepciune în investițiile care trebuiau făcute prioritare. Sper că în mare parte am reușit lucrul acesta. Avem totuși o problemă cu apa la care lucrăm. Avem două proiecte prin fonduri europene. Deja am obținut finanțare prin Angel Salini, deci un proiect de vreo 11 miliarde, extinderi de rețele, vreo 10 km de apă și vreo 8 km de canalizare. Mai avem deja un proiect în evaluare pentru rezervoare noi de apă pe calea Unirii, în capătul străzii Unirii. Acolo vom face rezervoarele, fiindcă acolo este o zonă mai sus și de acolo apa prin cădere va merge în localitate. Vorbim de a doua stație de rezervoare pe care o facem pentru Comuna Bosan și, bineînțeles, alte puțuri de captare. Deci, mulți. Se comentează acum în campania electorală că ar fi mai bine să aducem apă de la Berchișești sau așa. Deci noi am discutat și aceste probleme. Deci dacă observați pe paginile de socializare a Comunei Ipotești sunt probleme cu apa de la Berchișești, pe pagina de socializare a orașului Salcea au fost și probabil încă mai sunt probleme cu apa. Deci apa totuși din cauza avareilor, de multe ori deci, rămân anumite străzi fără apă, noi deja am pus vane la intersecția străzilor, o mare parte din ele le-am montat, mai avem încă avarile. de montat, să sectorizăm exact avariile și în momentul în care avem o avare pe anumită stradă, doar strada respectivă să fie închisă și să nu fie necesar câteva străzi sau tot satul. Uh, ca și... Dar am înaintat, deci vă spuneam, în ceea ce privește apa, deci am făcut stație de tratare a apei, nu era stație de tratare a apei, în mandatul acesta am făcut și stația de tratare, o, o purificăm cu clorură de sodiu și în același timp deci am făcut și alte puțuri de captare, dar am repornit și apa din lunca Sucevei și acum se lucrează și la o aducțiune pentru a o și filtra apa ce o pompăm. Deci s-a remediat uh, coloana ce venea din lunga Sucevei și pompăm apă acum și din puțuri și din lunga Sucevei și vom putea asigura, cred că, necesarul de apă localității. Dar vă spuneam deja, alte două proiecte sunt în derulare în ceea ce privește uh, apa și canalizarea în localitate și sperăm cu aceste două proiecte să acoperim apa pe tot Bosanciu. Înțeleg că uh, sunteți într-un procent uh, destul de ridicat cu asigurarea acestor utilități a apei și canalului, Dacă spuneați că cu două proiecte aproape vă duceți la 100%. Da, sunt două proiecte prin fonduri europene. Unul, deci, un proiect, uh, dați fonduri guvernamentale, Angel Salini, deci este fond guvernamental, da. și al doilea proiect, Agenția Fondului de Mediu, tot proiect, uh, bani guvernamentali. Da, da. Deci, cum se, cum se spune și cum mai citeam, cine bate în uși, știi, îți bate în ușă, dacă se închide ușa, intră pe geam și tot, tot poți să rezolvi. Nu am bătut la nimeni nu? nu, 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 în sensul insistență, ca insistență, ca uh... și... Uh... Nu, Pro, deci proiecte problema, bune. spre exemplu, cele două proiecte. Deci am apelat la o firmă de consultanță care ne-a făcut proiectele, le-am depus, totul este bune. acum cu digitalizarea actuală, deci totul este, proiectele au fost bune, am primit finanțare, nu trebuie să batem la nicio ușă, deci sunt încărcate direct și... Dacă sunt, cum ați spus dumneavoastră, sunt uh, pregătite bine, păi da, se primește finanțare. Deci, da. indiferent din ce partid politic faci parte sau ești pe poziție sau în opoziție. Uh, Domnul, din ce spune îmi spuneți cu atâta fermitate și apăsare, înseamnă că, totuși, digitalizarea este ok. Da, este foarte bună digitalizarea, în același timp Ai și la autonomia locală da. este foarte bună pentru localități, deci se merge spre o centralizare. Ba chiar în ultima perioadă am primit și anumite directive se primesc direct de la Bruxelles, numai sunt scanate și trimise mai departe de către autoritățile județene centrale, deci am primit deja anumite îndrumări direct de la Bruxelles, nici măcar de la București. Da. Și, deci, știți prea bine, Uniunea Europeană legiferează în anumite domenii unde a primit suveranitate din partea da. europarlamentarilor da. români. S-au delegat competențele către Uniunea Europeană doar în anumite domenii. Deci, acum, momentan, Uniunea Europeană legiferează doar în, pe piața monetară, pe Uniunea Vamală, pe pescuit, Internațional, are de, de, uh, da, li... protejate, da, da, da. Pe arii protejate, deci acestea sunt doar domeniile la care s-a cedat suveranitatea și legiferează Uniunea Europeană. Dar treptat, treptat Uniunea Europeană prinde contur și în viitor cred că foarte multe competențe se va ceda suveranitatea Uniunii Europene și vor conduce de la Bruxelles. Dacă o să o facă bine, domnule primar, cum să vă spun... Este bine sau nu, vom vedea. Vom vedea, vom da. vedea. Bine ar fi să fie, zic și eu ca un om care nu mă place la politică, dar să fie în slujba cetățeanului, pentru cetățeanul de rând, ăla anonim, care nu-l cunoaștem. Nu pentru cei mari, ci pentru Mai. cei care nu-i cunoaștem, pentru ea toți să fie... O bine, este bine totuși una din condițiile Uniunii Europene este ca orice lege pe care o dă uh, un guvern național, deci nu trebuie să subjuge cetățenii. Deci orice lege care este uh, pentru cetățeni și legiferează guvernele naționale ale Uniunii Europene, deci cel puțin teoretic. E adevărat. Trebuie adevărat. să aducă plus valoare cetățenilor și condițiilor de trai și nici de cum să înasprească condițiile de vețuire. Dacă o, stăm să stăm strâm și ducăm drept, asta e normal să se întâmple așa, pentru că cei care sunt trimiși acolo sunt aleși de noi, sunt cei mai buni dintre cei buni și atunci dacă sunt cei mai buni dintre cei buni, înseamnă că noi am, aleșit, am ales și am trimis acolo și atunci nu o să ne o să fie uh, numai lapte și miere și pufuleți. Sperăm da. Domnule dacă am vorbit despre alte utilități, vorbim despre gazele naturale. Cum sunteți cu... Pentru că acum, cu gazele în, în naturale... Ăsta, uh... gândindu la faptul că e greu acum, tot mai greu să trai un lemn din pădure, dar nu mai lasă, mă gândesc, mă gândesc și la faptul că uh, omul s-a văzut cu un confort la gaz natural, la o încălzire, este altceva. Da, cu gazele naturale stăm foarte bine în comuna Bosanci. Înainte de a fi eu primar, a fost adus gazul în localitate. Pe perioada mandatelor mele am extins până pe undeva la 95% în localitate în Bosanci. Mai avem cumpărătura, dar sperăm că deci cei de la District Gaz nu au momentan niciun interes să investească acolo, întrucât nu se amortizează investiția. Sunt puțin consumatori. Sunt consumator. Uneva între 40 și 50 de consumatori au depus cereri pentru branșare. Dar dacă se va deschide vreun fond european pentru extinderea rețelelor de gaz, cred că vom putea pune și în satul cumpărătura mă gândeam acum când am văzut o mulțime de experiență în Elveția și spuneau cei de acolo dacă un om are un teren undeva în vârful muntelui, spune vreau să investesc acolo, vreau să îi duc utilitățile automat acolo îi duc și apă și canal și energie și gaz și da. tot. La noi în România puțin lucrurile stau diferit față de celelalte țări europene am lucrat deci și în Austria și în Germania deci, în momentul în care cineva primește autorizație de construcție, toți operatorii de utilități publice sunt pe capul lui cu oferte. Acolo? Acolo, da. În Austria, în Germania și toți vor să-i furnizeze apă, vor să-i furnizeze energie, vor să aibă contracte. La noi lucrurile stau puțin diferit din pricina legislației actuale care este în interesul multinacionalelor. O spun deschis. Da, dar da. este un lucru vădit, cunoscut, vă putem spune cu majuscule, pot să pun acolo cu majuscule. Da. Păi este adevărat lucrul acesta. Deci, omul, când își construiește o casă în Austria sau în Germania, deci are cel puțin două, trei oferte da, pentru utilitățile locuinței. Da. Cu energia electrică, aveați un proiect, mai de demult vorbeați despre un proiect cu un parc uh, fotovoltaic, a mai prins contur, nu? Da, la ora actuală noi avem uh, obținut fonduri pentru un parc fotovoltaic în Lunca Sucevei, uh, acolo doar pentru consumul intern al uh, unității administrativ-teritoriale. Aici vorbim de alimentarea cu energie electrică pentru iluminatul public din localitate, pentru instituțiile publice, pentru sălile de sport, deci pentru școli, pentru stația de epurare, pentru stația de uh, filtrare a apei, pentru stația de pompare a apei. Deci pentru toate acestea doar consumul intern. Nu avem voie să producem mai mult decât, deci nu uh, finanțează. Uniunea Europeană nu, nu putem fi prosumatori să revindem energia da. doar pentru da. consumul intern și este bun lucrul acesta. În același timp avem oferte pentru islazurile din localitate, din partea mai multor firme pentru a face parcuri fotovoltaice și lucrul acesta va aduce foarte mult Veniți. venituri proprii localității, dar nu toți înțeleg lucru, lucrul acesta, mai puțin fermierii. Deci dacă vă uitați, toți dau ca și exemplu Comuna Ciugud da. și dacă vă știu. uitați Am și urmăriți fost... filmulețele cu această comună care este Plazvan dezvoltată, Galbă, digitalizată, deci, da. foarte modernă. veți observa că ei au avut în localitate doar 30 de hectare și pe acele 30 de hectare le-au folosit pentru energia solară, pentru parc fotovoltaic. Păi noi avem 600 de hectare în localitate și cred că dacă folosim 102 de hectare pentru un parc fotovoltaic, nu ar fi nicio problemă. Cu atât mai mult, deci, atât animalele, deci, pot paște printre aceste panouri, pentru cât era specificat în ofertele dumnealor că vor fi la o înălțime de un metru și jumătate, și în ceea ce privește ovinele, deci pot paște fără probleme. Bovine avem mai puține în localitate, nu se pune atât de mult problema bovinelor. Dar, în același timp, pot aceste pajiști să aducă, pot fi folosite în mod dual, să aducă venituri proprii, uh, foarte mari localității, da? Și în același timp pot fi crescute și animalele, ba mai mult le ține și umbră, și protecție, și sunt și împrejmuite aceste uh, parcuri fotografice. Da, așa și n-ar trebui să stea prea mult Sunt de, de pază în jurul turmei, știți și dar uh, sperăm să ajungem la o înțelegere, deci chiar și săptămâna trecută îmi spunea cineva, că dacă abandonezi parcuri cu panouri fotovoltaice, ai de lucru cu mine Păi, ceea ce este bun și benefic se obține mai greu, domnule primar da, dar trebuie, și să, este, facem, și este trebuie și să ne facem și înțeleși, deci îi explicam cetățenilor, deci în momentul în care este un hectar cu un parc fotovoltaic, da, deci aduce un venit, pleca licitația pe hectar de undeva la 1500 de euro pe hectar, da, deci imaginați-vă la 100 de hectare ori minim 1500 de euro. Pe ce perioadă? Pe pe an, deci pe an pe an, an, pe an, pe an. Deci era impozitul acesta, era anual pe hectare 1500 de euro. Vă dați seama, licitația a plecat de la 1500, dar putea să ajungă și la 2500. Deci că, că erau de 4-5 firme interesate pentru la 100 parcuri fotovoltaice. Automat... Uh, da. 150.000 de euro. Nu da. Imaginați-vă, anual, intră da. câte 150.000 de, de euro minim. Local? Dar dacă aveam 200? sau dacă licitația da. la creștea mai mult că era licitație da. deschisă un exact, mod, dar mod. bineînțeles administrarea localității trebuie să ținem cont de toți cetățenii, trebuie să ținem cont și de fermieri și de celelalte categorii sociale și de celelalte profesii ca totuși să se dezvolte într-un mod armonios și să fie păstrată liniștea localității acum când ați spus lucrul acesta și ați închis acest subiect Mă gândeam la cât de înțelept este să ai liniște, pentru că se spune că decât să vezi legea, să ții de lege, nu știu, cât mai vreau să ai o pace liniștită. Da, dar este... în același timp trebuie să ținem cont că trebuie să și dezvoltăm localitatea. Categor. Categor. Că pretențiile sunt foarte mari din partea cetățenilor, și în momentul în care nu te poți folosi de pârghiile de dezvoltare a unei localități e o problemă. Dar știți cum se spune că noaptea ești un sfetnic bun, cine știe după luna asta mai care e mai tumultoasă lumea o să se mai o să se mai lumineze și o să zic, doamne uite este nevoie să ne intre un ban în plus la buget, mai ales dacă Spuneați că atâtea proiecte sunt acolo și care trebuie cofinanțate, bănuiesc și aveți proiecte da. din bani publici, din banii bugetului dumneavoastră. Da, avem proiecte prin fonduri europene, bineînțeles, fonduri guvernamentale, bugetul local, deci prin fonduri europene la ora actuală am accesat, vă spuneam, avem ă, ă, stații de încărcare electrice, am reabilitat școala de la cumpărătura prin PNR, deci este gata, cu, am bineînțeles, cu panouri fotovoltaice, cu încălzire în pardoseală, s-a reabilitat, deja a fost și achitată lucrarea, deci reabilităm acum o hală în incita peței din deal în Bosanci, acolo tot prin fonduri europene, va fi îmbrăcată cu panouri sandwich, acea hală, bineînțeles, cu uși de garaj pentru gospodărire comunală, întrucât avem și multe utilaje accesate. A, deci tot... Utilajele primăriei, exact e un spațiu pentru gospodărire comunală, deci avem buldo excavator, avem tractor, remor, sărărit, autogreder. Da, aveți un microclimat interior confortabil. Deci noi toate serviciile le facem cu utilajele proprii. Dezăpezirea cu utilajele proprii, salubrizarea cu utilaje proprii, serviciul de apă și canalizare este serviciu propriu, nu am externalizat niciun serviciu, întrucât aduc foarte multe economii bugetului local. Spre exemplu la salubrizare, deci anul acesta am socotit undeva 11 miliarde au fost economiile față de o localitate care tot cu atâți locuitori cât are Bosanciu, puțin mai mult, dar ei au plătit pentru salubrizare 22 de miliarde, iar noi 11 miliarde prin serviciu propriu. Bineînțeles, aici 11 miliarde include muncitorii pe care avem la salubrizare, deci motorina salariu, pentru mașina salariu la și în același timp am creat și locuri de muncă pentru oamenii din localitate. Știți, și banii rămân tot, tot în, în localitate. localitate. Știți? Da. 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 Vorbeați mai devreme despre școală. Despre școala din cumpărătura. Când am spus despre școală, nu mă puteam gândi decât la faptul că numai nu am mâine, nu-i pe mâine și este 15 iunie, se demnă școala. Cum gândește, cum gestionează primăria performanța școlară? Da, din punct de vedere al învățământului în școlile din localitate. Acum, zilele următoare, ar trebui deja să ne vină mobilier nou pentru câteva cabinete din interiorul școlii, aparatură modernă, aici vorbim de table interactive, am cumpărat și înainte câteva table interactive, înainte de a accesa acest proiect prin fonduri europene, dar acum, deci ne vin uneva, paremise, 27 de săli de clasă vor fi utilate cu videoproiectoare, cu table interactive, cu tot ce este necesar copiatoare, tot ce este necesar pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Am semnat deja contractul de achiziție, deci normal ar trebui, era în 30 de zile, normal deja ar trebui să înceapă să ne vină marfa. Cum sunt copiii la Bosan, domnul primar? în general, sunt copii foarte buni, au obținut, fond, au obținut premii la olimpiadele județene, naționale, chiar și internaționale. Sunt elevi care au mers chiar și în Statele Unite, la concursuri de birotică din Bosanci. Este foarte cunoscut Bosânceanu, George Gaetan, da, care este da, prezent da, în. Da. Vă spun sincer că vă să vă iau cuvântul din gură. Dar eu, din Suceaba, am fost mândru de prezența lui la Căziga România. Da, este un băiat. Am fost mândru de el, văzând ce cultură generală avea cu dar ce, ce franchețe în vorbă și un copil plăcut. Un copil plăcut. Da, e, e un om deosebit, un băiat deosebit care s-a ridicat din școala din Bosanci. Deci face școală și la Da, se poate face școală, deci cadrele didactice, avem o colaborare foarte bună cu directorul școlii acum, deci cu uh, cadrele din interiorul școlii, deci mergem și noi la... Ședințele Consiliului de Administrație a școlii. Acum, la ora actuală, chiar avem un proiect. Este din bugetul local pentru împrejmuirea școlii și cu parcări. Deci zona este puțin aglomerată în jurul școlii și acum avem un proiect, anul acesta îl executăm cu parcările din jurul școlii, iar în curtea școlii, între grădiniță și școala veche, avem acolo o grădiniță reabilitată prin fonduri europene, foarte modernă, și între grădiniță și școala veche. Deci vom face un teren de volei și vom amenaja și uh, curtea școlii. Deci, proiectul acesta este din bugetul local, îl facem anul acesta, va fi demarat, cred că în foarte scurt timp. Uh, Dacă vorbim despre școli, uh, nu ne putem gândi decât la siguranța copiilor. Uh, și acum când vedem ce se întâmplă, știu să recunoaște că este un fapt real ceea ce este acum în, în România. Uh, tot mai mult uh, acest flagel al consumului de droguri a cuprins inclusiv copiii, copii de diferite vârste sunt cadre didactice și profesori și șefi de instituții care recunosc că există acest flagel, sunt care nu recunosc că există acest flagel, dar ceea ce este mai important pentru toți, pentru cei, pentru maturi, pentru adulți, mă refer, este ca să nu se elimine efectul, ci să caute cauza, să meargă la cauză și cauza să o elimine. Cum este siguranța în școli, Noi am introdus acum pază, este un gardian care asigură paza la intrarea în școală și sperăm să fie foarte bine. Este plătit din bugetul comunității. Alocăm la început de an această sumă pentru paza la școală și în ultimul timp a fost foarte bine, nu se mai întâmplă incidente și tot timpul copiii sunt cei ce nu voiau, sunt forțați să intre la ore, deci nu mai pot chiuli, cum se spune. Deci da. trebuie să. iei ordine și disciplină, deci cred că aduce plus valoare faptul prezența unui gardian în școală. Da, ca deci... de este un adult și care da. poate să facă diferența ca și atitudine, ca și, uh... Fac copii sport la Bosanci? Da, copiii fac a sport. Unde? A unde face? La sala de sport la Bosanci. Recent am avut o competiție, colinele Iașului, și au venit din Suceava, din Azi Iași. O am gazduit la sala de sport din Bosanci, am gazduit această competiție, am și sponsorizat-o noi. Deci a fost foarte bine pentru copii și uh, e, noi normal am alocat și alocăm bani pentru elevii din localitate, pentru diferite sporturi, dar uh, nu s-a remarcat nimeni. Am făcut o, o echipă de fotbal la început. Nu a fost cine să o antreneze. A dispărut. Uh, intenția noastră de vreo trei ani de zile cel puțin am avut în vedere să facem și avem și acum un teren de Sport, dar vă dați seama odată ce nu avem echipele de sport, noi am alocat bani, banii nu s-au folosit, deci nu știu, până la urmă o să trebuiască să pun forțat pe cineva să ocupe de antrenamente, să formeze echipele, s-a făcut chiar și o asociație sportivă, dar nu funcționează și n-au folosit bani, banii, banii s-au reîntors înapoi la dar poate bugetul local. este adevărat ceea ce spuneți, dar măcar dacă aceste terenuri se folosește de copii, de copii care sunt la școală, cu siguranță că vom avea o generație de copii sănătoși. Da, deci sport facem tot timpul. Chiar și eu personal, alaltă seară, am fost la un fotbal undeva la Moara, deci pe terenul de la Moara, acolo au dorit tinerii să joace și am fost și eu la două ore, am jucat, a jucat fotbal. A jucat Joc cot la cot cu da. dumnealor, nu este nicio problemă, deci stau bine, da. condiția fizică. Acum generația da. de da. aur da. aveau aproape 59-60. Da, jucat. Eu de obicei când merg la fotbal slăbesc foarte ușor. Știți dacă joc de două, trei ori fotbal sau fac alergări, al deci slăbesc și sunt tot timpul atletic și asta îmi convine. Da, foarte bine. Oricum este o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Da. Domnul Ion, Comuna Bosanci, dacă ne gândim și ne uităm pe hartă, este efectiv acum, sau pe Google Maps, dacă ne uităm, s-a lipit de Udești, s-a lipit de Ipotești. Deja sunteți extinși până în capăt. V-au venit, cred că, inclusiv în mandatul acesta ultima al sau de când și în celălalt mandat, cu cât a crescut comuna ca și populație? Deci populația este totuși în creștere, nu mult. Deci... Gândim că au venit străini, deci nu, nu numai cei din... Da, s-au reîntors o parte din cei plecați în străinătate, nu foarte mulți, deci și dorința mea, eu cred că s-ar întoarce mai mulți, dar. Am fost blocați în ceea ce privește darea cu titlul gratuit pentru construcția unei locuințe, deci am fost blocați de către președinții asociațiilor de fermieri din localitate. Hotărârea de Consiliul Local pentru a da locuri de casă a fost aprobată, deci în Consiliul Local, a trecut de Consiliul Local, dar fermierii au făcut o contestație în privința aceasta pentru o o anumită zonă pe care noi dorim să o folosim pentru locuințe. Este legea 15 per 2003 care permite tinerilor între 18 și 35 de ani, dacă da. nu au alte proprietăți, putem să le dăm cu titlu gratuit între 2,5 ar și 10 ar Deci legea este în vigoare, dar vă spuneam, au fost reclamațiile din partea președinților asociației de fermier și momentan, probabil uneva prin septembrie avem un proces și sperăm să se încheie cât mai repede și să ne continuăm ceea ce am început, ceea ce am aprobat. Deci îmi pare rău să o spun, sunt oameni care sunt pe listele altui partid și pot să spun deschis a PSD-ului, sunt acum și pe liste la consilier la dumnealor, nu mai au încurcat. Deci în alte localități poate primarul PSD și consilierii PSD au adus plus valoare localității, dar în ceea ce privește în Bosanci, prin reprezentanții lor psd nu mai au încurcat, au băgat bețe în roate. Recent, spre exemplu, aveam un credit, pe care l-am făcut și a fost aprobat în majoritate, iar acum la ultima ședință de consiliu local trebuia să aprobăm doar deschiderea unui cont bancar și cei ce au aprobat acest credit, întrucât acum doi, trei au trecut în opoziție, deci au votat împotriva deschiderii contului bancar. Vă dați seama, au aprobat creditul să-l obținem de 3, de lei, 3 milioane de lei și aici aș vrea să vorbesc puțin iară despre creditele acestea. Bă. Noi, la nivel de localitate, sunt patru credite la ora actuală. Da? Unul al cincilea, care a fost, l-am terminat de achitat anul trecut și care a fost deschis de către un alt PSD sau membru uh, acum, care am văzut că făcea reclamă, deci uh, a domnului Donise, a fostului primar domnul Donise, am încheiat acel credit anul trecut. Deci șapte ani de zile am plătit creditul altora. După aia, am mai plătit un credit și în anumite ani am plătit, uneori a intervenit statul, guvernul, dar tot prin banii noștri, acel credit utilități și mediu Pentru de 86 de... de milioane de euro, da? Deci vorbim da. de 86 de milioane de euro, un credit pe care îl plătim, da? nu numai noi, Comuna Bosan ci aproximativ 60 de localități din județul Suceava un din credit Ce? care nu s-a făcut absolut nimic și despre care nimeni nu este responsabil la ora actuală, dar aproximativ 60 de UAT-uri plătesc acest credit printre care și Bosanciu accesat tot de un psd domnul Gavril Mârza, da? și nimeni nu răspunde de acest credit. Asta au făcut conducerile psd la nivel de localitate. Da? Apoi, mai avem un credit pe care l-am luat de 3 milioane 400 .000 .000 de lei da? și creditul acesta am fost nevoiți, obligați să-l luăm, fiindcă am accesat fonduri europene pentru asfaltarea a 6, nu, 5,2 km de drum. Am avut 8 tronsoane de drum prin fonduri europene, am obținut finanțare de 1 milion de euro și dacă nu nu veneam cu acel credit în completarea acestui milion de euro, ni se respingea finanțarea, întrucât cu a, a, banii aceștia, 3 milioane 400, am făcut rigolele carosabile și dreastră. da, partea noastră. Deci trebuia să venim cu era cofinanțare. Și bineînțeles am accesat ac acel credit. Și acum a mai fost vorba de un credit de 3 milioane de lei pentru uh, vreo 11 sau 12 străzi din localitate prin bugetul local. Deci noi. Ca să întreținem drumurile, folosim anual câteva sute de mii de lei, da? Așa, pentru balastru, sort sau da, alte da. produse de balastiere. Ei, eu, dacă iau acest credit de 3 milioane de lei, termin aproape într-un an toate străzile, ofer cu 3-4 ani mai repede condiții de trai mai bune, nu-și strică nici mașinile, nu merg nici prin noroi, nu da? Mai luat deci, pot să plătesc da, creditul, deci din banii care i-am pentru balastare anual, da? Dar ei spun așa, ci că domnule, am datorat comuna primarul, tot pe sediște. Deci, gradul de îndatorare a localității Bosanci la ora actuală este de 11,25%, da? Foarte puțin. Foarte puțin. Deci, o comună poate să se împrumute de aproximativ 30%. Poate să aibă gradul de îndatorare. La noi este 11,1%. Eu nu știu dacă nici măcar 5% am îndatorat comuna pe timpul da. mandatelor mele. Da? Da. Deci, mai mult plătesc pentru celelalte credite care vă spuneam. 86 de milioane de euro vorbim. Nu de lei, vorbim da, de, da, de 86. Lei. 86, cred că nu sunt numai deci am documente, de... chiar, chiar le-am luat numai, și cu mine numai, documentele, numai pentru, numai pentru nu numai pentru ah. Bosanci, dar pentru cele 60 da. de localități, da, deci am documente în această privință, deci am aici toate creditele care sunt în localitate și uitați aici, contract, deci cât este, 86 de milioane, da, 320 de mii de lei. 32, da. așa. Da. Deci astea sunt în euro. Vorbim de lei, da? Și creditul acesta, deci, undeva se va încheia uh, în era asta? Uh, da, cred că prin 36. Prin 2036 se va încheia acest credit. Deci este pentru această perioadă. Deci îl plătim din anul 2004 Vă dați seama? Deci, din 2004, localitatea plătește într-una, vă spuneam, chiar dacă uneori intervine guvernul cu aceste plăți. Și ce vă spune de acest credit? Ce să spună? Sunt decizii, intervine guvernul, mai dă o ordonanță de urgență, dar tot din banii noștri plătesc, da? Guvernul României, chiar dacă nu plătește localitatea în fiecare an, am plătit și noi, au intervenit și prin ordonanță de urgență, dar sperăm cineva să răspundă totuși pentru creditul acesta, da? Dar momentan nu răspunde nimeni, toți plătesc și toți tac. Domnul Iar, va revenim la populația uh, comunei. V-au venit și din Suceava și Suceveni care au construit acolo pe terenul dumneavoastră. Da, dar vă spuneam, dacă ar fi fost aprobat acel. Uh, uh, dacă nu, erau acele reclamații ale fermierilor din localitate, deci cel puțin la ora actuală cred că mai existau aproximativ 100 de construcții în localitate. Foarte mulți bosâncem vă spun că au construit și în Ipotești, și în Moara, și în alte localități sau au construit chiar în străinătate, deoarece n-au avut un domeniu unde să investească. Deci Vă dați seama, odată câștigă localitatea, da. venituri proprii, la eliberarea autorizației de construcție, este o taxă, la după impozite. aia impozite și taxe, da? Și dezvoltam localitatea. Deci sunt oameni care se opun dezvoltării localității și asta este foarte rău și mai rău este atunci când cei ce sunt în opoziție împreună cu autoritățile centrale ale județului fac lucrul acesta și se opun dezvoltării unei localități este dramatic. Dacă ar fi să spunem despre modul în care crește populația sau graficul populației, a evoluției populației, cum suntem, domnule primar, ca și natalitate. Aveți copii în Bozanci? Da, avem copii în Bosanci și chiar m-am gândit la un proiect prin care să acordăm uh, familiilor care unde se nasc copii, deci un stimulent uneva în valoare de 2000-3000 de lei. Deci Foarte se poate, o motivare, este legal, o, o motivație pentru a crește demografia. Da. Pe păi asta, automat, va implica uh, că Bosanciu va avea un viitor. Da. Și la fel uh, vor exista unități de învățământ, unități de învățământ preșcolar sau școlar. Aveți da. grădinițe? V-ați gândit, aveți poate și un program prelungit, nu? Deci, grădinițe avem, școli avem, ar trebui și o școală nouă în localitate. Și am discutat deja în Consiliul Local despre această școală nouă. Culmea că singurul spațiu unde. Putem să o amplasăm este tot pe pajeștea comunală că alte spații nu avem alte terenuri nu avem în localitate decât pe acea pajește unde o putem folosi dar eu sper se va încheia procesul și apoi vom putea folosi. Uh, Islazul comunei, noi vorbim uneva aproximativ 14 hectare, conform legii, avem și o suprafață de înlocuire, știți că este legea din 2007, da, referitor din la pajește, da. că nu avem voie să diminuăm suprafața de pajește care a fost inventariată în anul 2007. Noi avem suprafață pentru a înlocui. Terminăm și acest proces și vom da și locuri de casă, vom face și parcare. Care avem proiect de parcare de 2 hectare pentru a face o parcare pentru tirurile din localitate și, bineînțeles, avem nevoie să dăm o suprafață de 20 de ani, bisericii ortodoxe din deal, fiindcă se aglomerează strada și nu este nicio parcare acolo. Și în același timp au mai fost o solicitare din partea Bisericii pentecostale numărul 1 în ceea ce privește construirea unei case mortoare la ieșirea din localitate spre Udești Acum când ne vorbim despre acest obiectiv case mortoare, această capelă se cam impune peste tot să, să ai așa ceva, pentru că vin, am văzut și în alte localități care românii sunt conservatori, spunând doamne lasă-mă scoate din casă pe mine, lasă-mă -mi scoate acolo am lucrat, am muncit o viață, vă oameni că sunt gospodar, nu? Așa da, spune. și da, dar, și nu. Dar, așa cum spuneți, sunt copii foarte mult plecați, în străinitate sau, din alte, sau din localitate plecați. Și dacă da. e mare părintele, dar trebuie să fie curate în casă. Când am făcut, când n-am făcut. Plus de asta că da. nu se mai vine în casă, nu se mai... Deci noi la nivel de localitate, de deci... ce... Plus de normele UE care spun da. Urmărim, deci, toate ramurile de dezvoltare și, în același timp, bugetul local, căutăm să-l împărțim. Deci, mulți spun, domnule, deci. Chiar mă uitam, acționează cu fel și fel de minciuni în mediul online. Deci, este lucru, Spuneau că primăria este falimentară. Deci, noi, bugetul anul acesta, îl avem de 25 de milioane de lei, da? Vorbim de 25 de miliarde vechi. Deci, Uh, dar mulți nu știu că banii se bugetează la început de an, da? Deci pentru asfaltări de drumuri îmi rezerv un buget. <coughs> nu pot să fac deturnări de fonduri dintr-o parte în alta. Uh, spre exemplu, anul acesta, deci uh, facem școala, împrejmuim și facem acele parcări la școală, facem terenul de volei din curtea școlii, da? Facem monumentul eroilor, uh, facem, uh, reabilităm uh, termic uh, o clădire din deal deci și la proiectele astea prin fonduri europene, deci proiectarea execuția, nu la toate sunt eligibile deci la studiile de fezabilitate pentru a depune proiectul nu toate sunt eligibile și venim cu bani de la bugetul local deci avem proiecte de apă și canal, deci în localitate deci avem stații de încărcare electrice, fel și fel de proiecte care banii trebuiesc bugetați, deci și dar mulți nu cunosc administrația publică și cum stau lucrurile. Bă, nu mai aveți Lui bani. Acolo da. Și... De, da, deci nu. Deci banii sunt repartizați pentru fiecare compartiment în parte, pentru funcționare, pentru dotări, pentru investiții tot ceea ce pentru... investiții. Deci este un buget pentru funcționare, un buget de dezvoltare și se repartizează bani pentru fiecare. Trebuie să facem, să dotăm, de exemplu, școala din deal, se cere acolo un container din care să facă o magazie întrucât spațiile din incinta școlii, deci sunt neîncăpătoare și ar avea nevoie de un spațiu de depozitare a materialelor didactice și celelalte lucruri pentru școală. Deci bugetul este tot fărămițat în diferite direcții. Trebuie să plătim energia electrică, trebuie să extindem rețele electrice și anul acesta avem bugetat pentru cumpărătura și după alegeri, chiar dacă o spune, Până acum, nu spun cu teamă, după aceste alegeri voi face niște restructurări, că anumiți oameni nu și-au făcut treaba pe compartimentul lor și cu ajutorul lui Dumnezeu voi câștiga aceste alegeri, nu-mi fac probleme în privința aceasta, dar au fost oameni care nu și-au făcut treaba pe compartimentul lor și pe cei care pot să îi schimb, îi voi schimba, fiindcă nu au fost eficienți, pe domeniul no, în care. performanță da. și va trebui să vin cu câteva modificări. Și voi veni cu modificări după aceste alegeri. Nu este o amenințare pentru unii din colegi, dar este o realitate. Și poate o trebuia să o fac, să nu o spun și să o fac după alegeri, dar eu sunt tot timpul deschis ceea ce gândesc, aia și spun. Categoric Uh, răspund de o poartă șeful întotdeauna, obiectivele, uh, realizările sunt ale tuturor, dar ne realizările sunt ale șefului. Da, corect. Da. M-am bucurat când ați spus că printre prin prioritățile care le aveți dumneavoastră uh, vreți să realizați un, sau să modernizați Monumentul Eroilor. Și uh, o spun și în calitate de președinte al de, de Cultului Eroilor, m-aș bucura ca atunci când uh, veți finaliza să luăm parte și noi ca asociație. Chiar vă invit. Deci este deja în lucru, lucrările sunt foarte înaintate, este turnat deja scheletul, sunt făcute aleile cu spațiu verde, sunt delimitate de cele cu pavaj deja, deci sperăm chiar până în aceste alegeri să-l inaugurăm. Deci așa ni s-a promis. Dacă nu va fi imediat după alegeri, asta nu contează. Da. Eu, din punctul meu de vedere și știu toți bosâncenii lucrul ăsta, n-am acționat doar înainte de alegeri. Pe perioada mandatelor mi-am făcut treaba în fiecare an, indiferent Ei că bine, este să an electoral, nu fie, să nu că nu fie este băzută. an electoral, da. ne-am făcut treaba cu bugetul pe care l-am avut, ne-am structurat, ne-am organizat și am făcut activitate, asfaltări, extinderi de rețele, tot timpul. Eu spuneam că este bine ca să ne știm trecutul. Nu ai cum să clădești viitor dacă nu ai nu știi trecutul. Nu ai cum să clădești să-ți pui acoperiș la casă dacă tu nu ai temelie. Da, trebuie o structură în prealabil. Absolut, absolut. Da. Domnul primar, spuneați în emisiunile precedente că ați dat în funcțiune acel centru medical pe care îl știu și îl apreciez. Este foarte frumos, este o realizare frumoasă. Ați reușit să acoperiți toate domeniile acolo cu personal? Da, am avut două licitații până în prezent. Au venit. Un medic din cei trei din localitate, noi a trebuit să facem licitație conform codului administrativ, nu putea să dăm cu încredințare directă, și acolo și-au băgat coada pe sediști, să zic așa, și-au încurcat niște treburi, aici. și la un moment dat știți ce au făcut au eliminat o firmă din localitate și au adus o altă firmă care avea zero activitate economică în domeniul medicinei. Asta au reușit să facă cei de la PSD în Comuna Bosanci. Vă spuneam, deci nu mai să încurce lucrurile, asta, nu știu, tot timpul spre pe invers, deci tot acționează în, în Deci noi dacă am făcut licitație și am făcut-o corect, deci am avut reprezentant din partea ANAF-ului și a pus viza și a pus ștampila pe legalitate, pe conformitate, da? Deci dacă o făceam noi, numai noi localitatea, spunea domnule, au mușamalizat, au făcut. Nu, anumit am chemat un reprezentant de la ANAF să fie prezent în teren, că știam că vor fi anumite reclamații, deci ca să încurce pur și simplu, altceva nu fac. Dar în final, deci s-a dovedit, deci conform legislației în vigoare, acea firmă din Bosanci, chiar dacă era de transport, avea cod caient pentru a presta servicii în sănătate Medical. Și putea să o facă, nu era nicio problemă, dar s a s-a infiltrat politicul și ca să nu ne mai complicăm, am descalificat acea firmă, da? Și, bineînțeles, va fi fi o licitație nouă în continuare, o nouă licitație, deci și se vor ocupa și celelalte spații. S-au ocupat o mare parte din spații, tocmai când am făcut, când am inițiat proiectul cu centrul acesta medical, tot PSD-ul s-a opus acestui centru și spuneau că primarul face acum o investiție și noi va trebui să venim cu bugetul local să întreținem, cu bani de la bugetul local să întreținem acest centru medical. Domnul general, doar la cabinetul de stomatologie s-a licitat acest spațiu cu 3500 de lei lunar. Da? Și ați avut? Da. Deci, doar da. la cabinetul da. de stomatologie, deși și acest centru medical va aduce venituri de aproximativ 20.000 de lei, 4.000 de euro, da? Deci nu cheltuiți cu centru. Și nu vorbim anual, vorbim da. pe lună? Deci nu cheltuiți cu centru da? și vă intră în butonat. Exact. Da. Deci aduce, sunt venituri proprii la bugetul local. Conform legii, deci și colegiul medicilor, deci plătește medicii din localitate, da? Da. Deci și medicii uh, li se dă bani da? de la Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătății, deci și pentru chirie, și pentru utilități, deci nu sunt de medici, medicii, nu sunt de plâns. Deci li se oferă sume suficiente pentru a-și plăti utilitățile, pentru a-și plăti chiria, pentru a-și plăti un asistent sau doi, după cum au activitatea, cât de multă activitate este și bineînțeles și numărul de pacienți pe care l au. Populația Bănuiesc este mulțumită de existența acelui centru. Populația Populația este mulțumită. Mai puțin mulțumiți sunt doi din medicii care trebuiau să vină la licitație, dar au avut sfătuitori, tot de la PSD, să vorbesc deschis, deci da. așa, și nu s-au prezentat la licitație. Bine, acum au, au afirmat ei ca să se scoată cumva. Vezi că am fost bolnav în perioada aia. nu. Deci, niște. Da, să nu comentez mai mult dar da. suntem, la, suntem informați de toate aceste stări de lucruri De se va face acum o nouă licitație și vor intra și ceilalți doi medici se vor prezenta, cred că la licitație fără probleme și vom intra în normalitate apoi este un centru medical foarte modern cu lift, cu tot ce trebuie aparatură, deci cel puțin cabinetul stomatologic este nu un aparat care, de ultimă generație cu da, da. locuri de parcare deci ci absolut tot ce le trebuie dar au găsit câteva zgârieturi dragă doamne deci astea erau multe din fotografie, am văzut că erau înainte de recepție da? și le-au prezentat acum dar bineînțeles la orice clădire vedeau că nu era ușor siliconat pe lângă uh, o fereastră deci... Uh, mm. Nimic din dar se poate, dar, repara. Domnule, se poate deci, repara. Bineînțeles că se poate repara, dar nu erau uh, deficiențe atât de mari să fie prezentate în spațiu public. Vezi, dragă doamne, că centrul medical este nou, dar îi deteriora sau nu știu ce. De ce, dar uh, vor să uh, să aducă un prejudiciu de imagine, probabil vor gândi că uh, prin minciună câștigă capital electoral, dar am observat că din potrivă prin minciună pierd capital electoral. Recent spuneau că am închis nu știu ce grădiniță într-un uh, interviu cu un anumit primar care uh, primarul pe care îl laudă ei și îl dau ca exemplu m-am uitat, are 20 de milioane de lei prezint documente, ceea ce spun deci vine ei și spun că e model de primar pentru bosanci și se afișează cu dumnealor, da, deci la data de 30.03.2024, acel primar avea datorii, deci către furnizori de 20.603.000 de lei, Da. Da. Acel primar. Da. Acel primar nu are niciun metru de gaz în localitate și ei spun că este primar model. Acel primar nu folosește un telefon performant de oarece. Da? Acel primar, în declarația de avere, da? nu are trecute proprietățile și pot să continui cu lista. Dar lăsăm. No, lăsăm că altfel. Da. general, facem atac la persoană și da. nu o facem. Domnul mai avem foarte puțin de timp. Cu durerea să zboare timpul, da. nici nu. Spuneți-i foarte puțin despre viața economică, cum sunt agenții Da, și apropo voiam să loc. vă spun că datoria primăriei Bosanci când vorbim uh, acum da, este de 144 de mii de lei 144 facturi restante da. vorbim de aproximativ 30 de mii de euro da? deci Ei, dar facturile urmează să fie plătite da. deci fie astăzi tafă. la ora actuală primăria Bosanci are 144 de mii facturi restante deoarece deci ele urmează la plată în 20-30 da. de zile 45 în cel da. mai rău caz da. Da. Deci în da. de, și de, spun de, că în primăria ce este datoare și nu știu ce prin minciună sunt de deci dacă de. oamenii aceștia la ora actuală mint ce vor face după ce vor intra, dacă vor intra dar nu îngăduie Dumnezeu să intre mincinoșii la, la conducerea Comunități. Viața economică cum este posajul. Viața economică într-o oarecare măsură este bună, dar se poate face și mai bună. Deci la ora actuală deci avem firme de transport, avem venituri proprii, substanțiale, deci din transportul internațional. A mai stagnat acum puțin, și transportul, dar sperăm să va remedia situația și în domeniul transporturilor. Mai avem anumite fabrici în localitate de prefabricate, deci în ceea ce privește. Uh, bolțari, garduri ornamentale, deci avem sere în localitate deci de dimensiuni foarte mari deci, da, sere de flori da, văzut, sere da. de flori în localitate avem ateliere pentru tâmplărie pentru mobilier deci aduc plus valoare localității avem un depozit de instrumente muzicale în da, localitate recunoscut, recunoscut. deci recunoscut la nivel internațional da. deja, nu numai național da. și toate aceste firme aduc bani consistenți la bugetul local. Deci au fost firme care au vărsat într-o zi câte 200 de mii de lei la bugetul local, impozite pe transport, pe alte servicii pe care le prestează și așa putem dezvolta localitatea. Dar la ora actuală avem în desfășurare un plan urbanistic zonal, un pentru zona cumpărătura. Aș vrea să în zona aia să introducem în intravilan terenul care este de la intersecția cu DN2 E85 da. sau așa către Suceava, acele terenuri, 150 de metri stânga, 150 de metri dreapta. Deci acele terenuri le introducem în intravilan, să scoatem și și să facem un parc industrial în acea zonă. Deoarece, la ora actuală, avem chiar în localitate anumite reclamații în ce privește atelierele de reparație auto, de întâmplărie de, uh, și produc oarecare zgomot. Și da, au dreptate, eu le dau dreptate. Da, Trebuie da, numai da, decât da. o urbanizare a localității și toate societățile comerciale să fie scoase în afara localității, să fie o zonă industrială. Vă spuneam, pregătim acest spațiu să se poată construi în acea zonă, este și la drumul european și în felul acesta cred se că... Se mai ușor? Da, se vor aproviziona și de, exact de, de mai, de ușor, mai ușor, da. deci infrastructura rutieră este mai bună în afara localității și în același timp, deci avem foarte multe proiecte, deci prezentăm acum a zilele următoare, vom prezenta strategia de dezvoltare a localității tuturor cetățenilor, vom trece pe la fiecare poartă am pregătit deja deci realizările care le-am făcut în cele două mandate, întrucât voiam să fac doar pe mandatul acesta realizările, dar s-au legat foarte multe unele de alte, Punduare. începute în, două, în mandatul din 2016-2020, erau cu continuitate în 2020-2024. Și am adunat toate realizările care sunt cele mai mari, nu toate chiar, așa, și în continuare am pus și strategia de dezvoltare a localității. Și am prezentat și toate proiectele obținute prin fonduri europene, prin fonduri guvernamentale, deci și, uh, că, fiindcă mai răspândesc în spațiu online, că primăria Bosanci n-a accesat fonduri europene. Avem și pentru apă și canal, și pentru clădire administrative, și pentru școli, și renovare, și dotare, și parc fotovoltaic, și digitalizarea uh, instituției, și deci vor vedea cetățenii, strategia de dezvoltare este făcută ca la carte. Domnul primar, eu nu pot decât să vă urez succes în ceea ce faceți. Nu pot decât să vă spun, Doamne ajută în ceea ce faceți. Iar acum la final că ați zburat timpul, efectiv ați zburat timpul cu dumneavoastră. Acolo sunt cetățenii dumneavoastră, spuneți-le un cuvânt. Da, deci Pot să le mulțumesc anticipată cetățenilor că mă vor vota, deci știu că voi primi un vot covârșitor în localitate și voi câștiga alegerile foarte detașat, cu toate că ei cred că vor câștiga alegerile, au crezut și data trecută în 2020 că vor câștiga și am avut 70%, acum, sincer să fiu, mă aștept undeva la 80% că am administrat. Comunitatea într-un mod eficient, am ajutat comunitatea și am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru binele lo localității, bineînțeles, în funcție și de absorțiile fondurilor europene și guvernamentale, și în funcție și de bugetul local. Doamne, ajută toate ce voi și tot, tot ceea ce îți vin și frumos pentru dumneavoastră și pentru comunitatea pe care o reprezentați. Iar pentru da. cei care ne ascultă și ne văd, să nu uite să-și țara. Pentru că patria și părinții. Nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne, ajută, sănătate și toate cele bune. Mulțumim de asemenea.